femeie și-a vândut fiul abia născut de câteva zile ca să facă rost de bani pentru o rinoplastie. După ce a fost arestată, rusoaica de 33 de ani le-a mărturisit polițiștilor că în schimbul bebelușului a primit 3.000 de lire sterline, banii necesari pentru intervenție estetică. Dragostea de mamă, cuvinte pe care mulți spun în preț uriaș, dar care lasă loc și de excepții. Conform știri de Cluj.ro, o femeie în vârstă de 33 de ani din Rusia a fost capabilă de un gest revoltător față de fiul său nou-născut. La 5 zile de când i-a dat viață, s-a și descotorosit de micuț pe care l-a vândut pentru 3.000 de lire sterline. Potrivit unor surse din cadrul poliției citate de Daily Star, aceasta a mărturisit că avea nevoie de bani pentru a plăti o intervenție estetică, mai exact o rinoplastie. Numele femeii reținute sub suspiciune de trafic de persoane într-un oraș din sudul Rusiei nu a fost dezvăluit. În raportul poliției reiese că mama a primise o sumă destul de mică, 274 de lire, de la un cuplu care a acceptat să ia copilul nou-născut în data de 25 aprilie. La scurt timp după tranzacție, băiețelul s-a îmbolnăvit. Ajunși la spital, prietenii și părinți au fost nevoiți să prezinte certificatul de naștere al bebelușului, moment în care minciuna a început să se năruiască. Ca să pună mâna pe document, aceștia au plătit 1370 de lire sterline. Timp de o lună au negociat la sânge prețul cu mama, care și-a vândut copilul de dragul intervențiilor estetice. Avea mare nevoie de bani pentru rinoplastie, le-ar fi spus celor doi clienți. De altfel, urmau să achite și restul de 2730 de lire pentru a acoperi prețul bebelușului tranzacționat ca o marfă. Nu au mai apucat să facă asta, întrucât poliția a prins de veste și a intervenit în dosarul deschis pentru trafic de persoane. Autoritățile au deschis cazul împotriva unei rezidente în vârstă de 33 de ani suspectă că ar fi încălcat codul penal, a declarat Comitetul Federal Rus de Investigații. Urmează ca oamenii legii să stabilească ce pedeapsă îi va fi aplicată femeii, dar și ce se va întâmpla cu bebelușul acesteia, relatează știri de Cluj.ro.